Decizia Curții Constituționale referitoare la pensiile speciale este pe cât de previzibilă, pe atât de necinstită și lipsită de orice autoritate instituțională, a declarat președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban. Primul lucru la care erau obligați judecătorii CCR, îndeplinind o funcție de autoritate publică, era fie să se recuze, fie să-și prezinte fiecare în parte argumentele pentru care, aflându-se într-un flagrant conflict de interese, au hotărât să ia o decizie favorabilă pecuniar propriilor condiții, a concluzionat Ludovic Orban într-un comunicat de presă. Avem convingerea că întreaga chestiune referitoare la pensiile speciale a fost în realitate o mascaradă a coaliției guvernamentale în conivență cu CCR, astfel încât să servească drept argument pentru menținerea pensiilor speciale ca privilegii ale unor categorii de angajați bugetari. De fapt, Curtea Constituțională a îndeplinit rolul de gardian al pensiilor speciale și nici de cum de cel de gardian al legii fundamentale, așa cum Constituția României trasează atribuțiile fundamentale. Totodată este strigător la cer faptul că magistrații, adică cei care au rolul de a împărți dreptatea și de a aplica principiul egalității în fața legii, sunt tocmai cei care pledează pentru ca în situația lor să nu li se aplice același principiu și să se afle deasupra regulilor legale generale, se mai menționează în comunicatul de presă al partidului Forța Dreptei. Parlamentarii din Forța Dreptei vor susține trecerea tuturor pensiilor pe principiul contributivității, fără excepție, depunând noi amendamente necesare cu prilejul revenirii în Parlament a proiectului referitor la pensiile speciale.